Salut! În decizia dumneavoastră de FIV nu sunteți singuri. Am trecut și eu prin ceea ce treceți acum. La fel ca dumneavoastră, medicul mi-a prescris Prolutex. O să vă arăt acum toți pașii pentru pregătirea și administrarea acestuia. O să vedeți, nu este greu. Câteva cuvinte despre Prolutex. Este medicamentul utilizat pentru susținerea endometrului în timpul embriotransferului și până la testul de sarcină. Este disponibil într-un ambalaj de 7 bucăți. Ca să faceți injecții Prolutex, va trebui să luați o seringă de unică folosință de 2,5 ml cu ac mare detașabil pentru a aspira medicamentul și ace mici și subțiri, tip insulină, pentru utilizare subcutanată. Prolutex se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumină. Eu îl țin în sertarul meu. Doza trebuie administrată în fiecare dimineață la aceeași oră, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a dat instrucțiuni diferite. Alegeți o oră fixă care vă convine. Înainte de a începe, spălați bine mâinile cu apă și săpun. Pentru doza zilnică de Prolutex avem nevoie de flaconul cu lichid, o seringă de 2,5 ml cu ac detașabil, un ac mic pentru utilizare subcutanată, vată, alcool. Acum să pregătim doza zilnică. Scoateți capacul din flaconul cu lichid. Scoateți protecția din acul seringii. Introduceți acul în centrul dopului de cauciuc al flaconului. Țineți flaconul invers și aspirați lichidul trăgând încet și cu grijă pistonul seringii. Pentru aspirație mai ușoară, coborâți vârful acului pentru a-l scufunda în lichidul flaconului. Asigurați-vă că aspirați tot lichidul și scoateți acul. Închideți-l din nou cu grijă cu capacul de protecție, scoateți-l din seringă și aruncați-l în coșul special. Acum, puneți acul mic în seringă și scoateți protecția. Țineți seringa cu acul îndreptat în sus. Loviți ușor pentru a ajuta orice bulă de aer să se ridice la vârf. Apoi, împingeți ușor pistonul pentru a îndepărta bula de aer. Dacă trebuie să lăsați seringa jos, puneți din nou protectorul. Acum, să facem injecția. Nu este atât de dificil pe cât pare. Injecțiile se fac în zona abdomenului, în zâmbetul de sub buric, cu 2-3 degete dreapta, stânga sau jos, la un punct diferit de fiecare dată. Alegeți locul și curățați-l cu vată și alcool. Ciupiți pielea din zonă și introduceți acul cu o mișcare constantă și fermă, vertical sau diagonal. Nu vă stresați, acul este foarte subțire. Acum, împingeți pistonul ușor și continuu, fără întrerupere până când acesta încetează să coboare. Odată ce seringa este complet goală, scoateți acul. Asta a fost. Apăsați ușor cu vată pe zona de injectare și masați ușor timp de 2 secunde. Închideți acul cu capacul exterior pe care l-ați ținut deoparte. Seringile folosite trebuie aruncate într-un coș special pentru deșeuri biologice. Dacă nu aveți, păstrați-le și cereți de la EmbryoLab să le trimită cu siguranță în gestionarea deșeurilor biologice. Ați văzut? La urma urmei nu a fost atât de dificil. Aici veți găsi câteva sfaturi utile. Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați pe EmbryoLab.